Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Cultura la Obiect. În această seară vorbim despre arte, despre artele mici. Sincer, este un concurs care se ține în fiecare an de vreo 14 ani, am înțeles, dar spre rușinea mea, abia acum am aflat de acest concurs. Dar l-am alături de mie pe Florin Preda Dochinoiu, cel care a pus bazele acestui concurs. Bună seara! Bună seara și mulțumesc că ai acceptat această invitație. Vorbim la pertu, Florin. Da, cum să nu. Că așa este în emisiunea asta, este o emisiune pentru prieteni, da. Între prieteni. Mă bucur. Florin, sincer, spre rușinea mea, anul acesta am aflat de acest concurs. De fapt, e concurs sau nu? Da, este un salon de pictură, concurs, destinat copiilor români de pretutindeni și din Republica Moldova. Înainte de toate celor care ne urmează acum, trebuie să le spun că tu ești pictor, artist, ești legat de această artă. Sunt artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Drobeta Turnul Severin. Pictez, fac grafică. Deci ești în domeniu, știi cu ce se mănâncă. Hai să te întreb puțin despre artele mici. În primul rând, în ce constă acest concurs și de unde ți-a venit această idee? Salonul de pictură arte mici a luat ființă acum 14 ani, mai exact pe 25 martie 2010. Iar spațiul de organizare al salonului a fost unul neobișnuit pentru vremurile noastre. Mulți au considerat că spațiul nu este propice creierii artei acolo. Și anume sediul poliției din Mutru. Nici eu am rămas surprins. A fost o idee nebunească să faci un sediu de poliție să fie o galerie de artă. Adică să intre, să vină cineva la poliție de drag. Să viziteze poliția câteva săptămâni. Corect. Bun. Deci a plecat acest proiect în 2010. Da. Da? De unde a plecat? Așa cum am spus, a fost De unde a fost această idee, efectiv? A fost o idee, nu întâmplător am ales sediul poliției Motru, l-am ales pentru că se împlinea o anumită vârstă a poliției române, Buna Vestire era hramul de naștere al poliției române, dar am vrut să trag și un semnal de alarmă față de unii reprezentanți ai culturii gorjene. Pentru că au luat în derâdere arta, o tratau ca pe un pamflet cotidian și puneau un spațiu artei politică. Păi cred că acum fac eu, aici eu sunt puțin răutăcios, cred că astfel de proiecte ar trebui să înceapă în fiecare zi. Pentru că și în perioada aceasta la fel sunt unii care ia arta în derâdere și își bagi joc de cultură. Ideea a fost a mea, dar alături de mine au fost trei jurnaliști, Constantin Bunilă, Gheorghe Marin, Cornel Ciciu și trei polițiști, Aurel Potcovaru, Modan Mișu Adrian și Nicolae Pârvan. Unii dintre ei sunt prezenți la Salonul de Pictură Arte Mici doar ca premii anul ăsta, da? Pentru că sunt undeva sus și ne veghează de acolo să continuăm acest Bine. Proiect. Dumnezeu să ierte. Apropo de asta, mi se pare ciudat când spui că polițiștii cu pictura, sincer. Dar ai încercat să schimbi o mentalitate până la urmă. Am vrut să trag un semnal de alarmă. Poate și o apropiere față de comunitate. Da, și asta contează foarte acest mult. Salon de pictură. Exact cum ți-am spus, să vină cineva de drag la poliție, se întâmplă mai rar. Rar de tot se întâmplă acest lucru și bine, acum e bine să te duci cât mai rar acolo. Sau să lași neapărat, deloc. Nu neapărat. Din anumite puncte de vedere. Am zis, dacă polițiștii apără drepturile fundamentale ale omului, de ce nu ar apăra și ideea de arta copiilor? Că tot, uite, până să vorbim de ce te-ai dus către copii, vreau să te întreb altceva. La vremea respectivă, cum au primit colegii tăi, nu neapărat colegii polițiști din Motru, adică colegii polițiști din județul Gorj, această idee de a face artă în sediul poliției? Tu îți dai seama că nu toți au fost bucuroși. Unii au încercat să-mi pună bețe în roate, au fost și cu timpul. Deci nu mai organizam la sediul poliției. În alte instituții. Da, că pe m-am înțeles, stai dus către Casa de Cultură. Cultură, Catedrală. Anul trecut a fost la Severin și Motru, Târgu Jiu. Au fost mai multe locații ale salonului de pictură. Într-un an am încercat pe sistemul de la Motru să organizăm în Australia, dar cu premierii în bisericile românești din Australia s-au înscris copii mai mulți din Australia decât din Motru, ca să spun și o chestiune de genul ăsta. Da, mi-ai spus ceva înainte de timpul și chiar nu mi-a venit să cred. Da, dar cum ai zis tu, nu știu de concurs de 14 ani. Da, eu recunosc, pe rușinea mea chiar nu știu, dar începând din acest an chiar o să promovez din ce în ce mai bine, adică mult mai bine, și chiar o să vreau să fiu alături de voi și în ziua premierei.
Apropo, cu mare drag. Cine nu vine la premiere nu simte salonul de pictură Artemici. Păi nu, asta vreau să te întreb, Florin. Spuneai la un moment dat că ai vrut să duci acest proiect către Australia în biserici. Da. De, care este legătura între acest proiect și biserică? Că la un moment dat mi-ai spus că inclusiv premiera de la Motru este în catedrala din Motru. Catedrala Motru. De ce? Pentru că e bună vestire. Salonul de pictură al nașterii pe 25 martie, de bună vestire. E o zi sfântă. Și de asta merge acest proiect către biserică, adică e un fel de legătură. Am și un parteneriat cu Catedrala Ortodoxă din Motru, cu cele două parohii 1 și 2, care m-au sprijinit pe fiecare an. Și sunt de acord, de exemplu, să da. Le, adică dacă față de foștii colegi din poliție care nu erau de acord cu aceste picturi în sediul poliției, cu toate că mi se pare ceva interesant și inedit, nu sincer. Nu știu dacă nu erau de acord cu picturile în sediul poliției. Era problema de acces, de securitate, documente, da. Alte chestiuni legate de... Biserica n-a spus nu unui astfel de proiect. Nu, adică să ducem picturi în, lângă nu, sfinți, nu, ca nu, să spun. Nu, ca să fac o detaliere, în Catedrala Motru va fi pur și simplu premierea. Expozițiile vor fi la Muzeul Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, la Motru, într-o vilă care vrea primăria să o realizeze, Muzeul Mineritului. Interesant. Așa și poate la Drobeta Solomon Severin, cum am făcut și anul trecut, la Palatul Culturii. Un palat superb. Da. Chiar unul dintre cele mai frumoase care le-am văzut în zona noastră, Palatul Culturii din Severin. Știu că sunt foarte multe expoziții care se țin de aici. Au și săli de expoziții care sunt foarte frumoase și da. Permit... De ce crezi că acolo se poate și la noi nu se poate? De exemplu, la noi avem o galerie micuță la partea unui bloc. De ce acolo s-a putut și la noi nu se poate? Sunt tot treburi politici. Am tot înțeles. De politic depinde. De asta, de multe ori când mă plimb prin țară și văd anumite galerii, cum este și cea de la Sevin, zic, bă, de ce aici se poate și la noi nu se poate? Uite, anul ăsta am ca partener o galerie de artă AXAR din Timișoara. Care așa-i scris despre ei. Care dorește ca o parte din lucrările premiate, o galerie micuță, da. Ale copiilor, în luna mai să le duc acolo. Bun, să ne întoarcem la copii. De ce te-ai dus cu aceste arte bine, și din demnire ne dăm seama că sunt pentru copii. De ce ai ales segmentul acesta de copii și nu te-ai dus către, nu știu, pictori consacrați sau cunoscuți la... Pictorii consacrați, neconsacrați, maturi, ca să zic așa, ei își pot permite să-și cumpere un șevalet, o pânză, culori. Corect. Anual, la Motru se dau în jur de 70-80 de premii. Uite, apropo de asta, am deschis acum, din întâmplare, în 2016, artiști înscriși peste 500, da, da. Cu peste 900 de lucrări. 2017, 450 de artiști cu peste 800 de lucrări. Da. Deci în fiecare an vin copii din toată lumea asta. Cum pot afla, de exemplu, copii de acest... cum se pot înscrie, care sunt etapele, cum se ajunge? Anul acesta... Salonul de pictură Artemici este organizat de Primăria Municipiului Motru, Consiliul Local, Casa de Cultură, Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Drobeta Turnul Severin, în parteneriat cu Muzeul Olteniei, Asociația Internațională a Polițiștilor, secția 1 Gorj, alte asociații, galerii de artă, societăți comerciale. Așteptăm și alți parteneri până la finalul înscrierilor și concursului. Scuze-mă că te întrerup. Deci, cei care vreți să susțineți acest proiect, căutați-l pe Florin pe pagina de Facebook. Da. Da? Și cred că merită să sprijiniți un astfel de proiect, având în vedere că vorbim de copilași care merită o șansă. Am zis, dacă an de an sute de premii se dau către copii, poate unii dintre ei nu vor mai picta niciodată. Sau... Dar am zis, unul, dacă continuă pe drumul artei, nu este numai un câștig al lor. Este și un câștig al nostru ca societate, că da. Acel copil, și am câteva exemple, câștigătorul primei ediții a Salonului de Pictură Arte Mici este student ultimul an la arhitectură. A trecut. Ce frumos. Am schimbat destinul la o fetiță, era campioană balcanică la scrimă. Este student la Universitatea de Arte din București. Deci sunt câteva destine schimbate. Prin acest proiect. Prin acest proiect. Dar, de exemplu, nu te-ai gândit să, în paralel cu acest proiect, să faci un atelier pentru copii? Că sunt copii sunt, care... Sunt. Nu, adică să pun bazele prin intermediul acestui proiect. Pentru că am înțeles, de exemplu, de ce vreau să fac această paranteză. În juriu ai oameni care au o anumită experiență. Nu știu, sau acești oameni să lucreze cu copii.
nu își permit să lucreze cu copii. Sau măcar, nu știu, o oră pe an să stea între copii. Dar... Deci cei de domnul Șușara, sau am greșit eu? Da, jurul ediției de anul ăsta este format din istoricul și criticul de artă Pavel Șușară, Șușară, da. Pictorul Mihai Lasel, artistul Dan Neamu, artistul Dan Cepeș, artista Alexandra Maciac și eu. Cum ai reușit să aduci oamenii ăștia lângă tine? Oameni care iubesc copilăria, iubesc arta și au ales să fie alături de mine. Pentru că este foarte greu, adică să aduci astfel de oameni să susțină un proiect e destul de greu. Și mai ales... Eu zic că arta trebuie să unească. Sau... Spunea și Brâncuș, nu trebuie să... Și crezi că arta nu unește în zilele noastre? Sau... Nu tot timpul. Bun, o să vreau să dezbatem acest subiect pe parcursul emisiunii. Dacă le spui, de exemplu, nu știu, când ai vorbit prima dată cu acești critici de artă, artiști, și le-ai spus, domnule, la Motru, care a fost prima senzație? Că Motru e un orășel micuț, într-un județ al României. Deci când am discutat despre proiect prima dată cu Pavel Șușară, a zis, Florine, vin la premiere. Nu-mi imaginam eu că vine Șușară la Motru. Bă, aia vreau să te întreb și eu. Deci în momentul în care spui, domnule, facem o expediție de pictură la Motru, n-am nimic cu Motru, să nu se înțeleagă greșit, dar un oraș micuț dintr-un județ al României. Da. În condițiile în care în multe reședințe de județ se întâmplă să nu prea vezi așa ceva. Ceilalți, Mihai Lasel, din Germania, am căutat pe net pictor român celebri stabiliți și am văzut un interviu cu Mihai Lasel, considerat unul din cei mai importanți artiști ai României contemporane. Nicolae Maniu, la fel, că am avut și, a fost și Nicolae Maniu an la rând în juriu. I-am trimis un mail, mi-a trimis imediat înapoi. A și răspuns la mail, da. Deci nu... Sunt onorat că fac parte din proiectul dumneavoastră. Ce frumos! Te așteptai să răspundă din prima sau așteptai să te rogi de el? Mă gândeam la valoarea domniei sale, știi, să... Zic că du-te, copii. Și uite că a venit lângă acest proiect. Toți care sunt alături de proiectul Artei Mici l-au ajutat pe parcurs să crească mare. Anul ăsta ne-am făcut buletin de identitate. Da, 14 ani. Și stau să mă gândesc că în ăștia 14 ani a fost și pandemie, au fost de toate și tot ați reușit să faceți proiectul ăsta până la capăt. Am rupt relațiile în perioada de pandemie cu Australia, că vroiam să facem la nivelul în Australia, dacă se înscriau mulți, să facem pe același schelet acolo cu premii 1, 2 și 3, mare premiu, ordin în arte mici și în Australia. Vă dați seama că pentru cei care s-au ocupat anii trecuți în Australia... Dar cum ai ajuns să colaborezi cu cei din Australia? S-au înscris copii din Australia. Adică au văzut pe Facebook? Cum au găsit? Cum v-au găsit? De pe Facebook au găsit. Că am trimis pe paginile comunităților românești din America, din Australia, din Canada, de peste tot. Și au văzut, s-au înscris... Îți dai seama, a costat să-mi trimită lucrările, deci valoarea premiului care dădeam eu era cam tandere pe mandere. Și, am înțeles. $27 și să-mi trimită lucrările din Australia. Și întâmplător, n-au putut să vină la premiere, au venit undeva în cursul anului în vară, au venit în România. Și m-au sunat atunci dacă poate să vină să-și zice premiul. Pe bune? Da. Deci oamenii din copii cu părinți din Australia au venit în coace. Da. Și au venit... Să nu spui că au venit special la Motru. Sau La Motru au venit. Frumos. Au venit la Motru și atunci am discutat cu ei. Și mi-a spus că există o comunitate a românilor în Australia, acolo, da. În Australia, și dar va trebui să ocupe cineva. Le-am spus, îți dai seama că premiile nu au cum să ajungă în Australia. Și atunci mi-a explicat și că la vamă sunt anumite chestiuni, nu poți să trimiți lemn, nu poți să trimiți... Nu, orice. Că au o legislație mai complicată, mai... E, asta așa. Cu vama și la Sârbi. Da. Și atunci am discutat, am păstrat legătura și s-au pus bazele proiectului pentru Australia. A venit pandemia, s-au întrerupt toate, concursul a continuat, dar a continuat pe sistem online. Online? Fără festivitate premiere. Cum e să faci concursul online pe pictură? Da. Sau filmați cu camera, vă filmați, sau cum? Cum ați făcut lucrul ăsta? Am citit premiile. Da. L-am postat pe Facebook. Pe Facebook. Ei din Australia, la fel,
au filmat premiile și le-au pus pe... și le-au trimis. Am încercat să facem festivalul de premiere cam în aceeași zi, bine că e fost orar și era diferență de o zi și ceva ca să... A, ca să fie... Da, la fel. Oricum, e o idee frumoasă. Nu, proiectul este foarte ok, repet, pe rușina mea n-aș de el, dar dacă am acolo să mă documentez mult mai bine și chiar o să susțin acest proiect, adică pe, din punct de vedere al mediatizării, dai în fiecare an premii. Cam câte premii dai în fiecare an? Ți-am zis, în jur de 70-100 de premii, în funcție câți parteneri găsesc să ajute copiii. Am, vreau să te întreb dacă stai tu bine cu banii. Deci... dau și eu premii. Că și bănesc că e destul de greu. Și eu dau premii, dar am parteneri de nădejde, cum care zic susțină... așa. Da? Anul acesta și primăria municipiului Motru o să acorde premii copiilor participanți. Cam fiecare partener care i-am trecuți ca și parteneri. Sunt firme probabil și din Motru, de acolo, care firme susțină... Firme din Motru, SCL-uri de impresările, SCI... Da, să spunem mai multe firme, ca să nu se înțeleagă că face reclamă la o singură firmă. Exact, da. Deci sunt mai multe firme din... Asociații... Care susțin acest proiect. Da, culturale, asociații ale Bine. Polițiștilor, inclusiv biserica, parohiile acordă premii. Pentru, da, uite de cât îmi dau seama, totul s-a înțeles la nivel de Motru că aceste arte mici pot să fie un fel de, sau de fapt sunt un ambasador al Motrului. Că până la urmă sunt. Salonul de pictură a pus salon pe harta lumii. Adică e cunoscut, dacă e cunoscut în Australia, în America, în Republica Moldova, să-ți dau un exemplu, să scriu mai mulți din Republica Moldova decât din Gorj, dacă facem o analiză. Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că... Care este ideea? Pentru că știu că, de exemplu, și la, nu știu cum este la Motru, dar știu că în Târgu Jiu sunt secțiile de la Școala Populară de Artă, de la Palatul Copiilor. De ce se înscriu? Nu știu. Poate mulți dintre profesorii vreau să le trimit diplome, adeverințe și am spus... A, celebrele diplome și adeverințe pentru dosarele... Da. Da, dar nu pot să fac chestiunea asta pentru că nu este un concurs pentru profesori. Corect, asta este un concurs pentru copii. Pentru copii. Copiii participă. Am avut într-un an, au strâns de la școli, vă dau un exemplu la Motru, au strâns de la școală un profesor lucrările. Și la unii copii nu le-a primit lucrările. Asta nu e ok. Păi nu e ok. Au venit copiii la mine cu lucrările și ca să-ți dai seama de o chestiune, unul din membrii juriului a ales una dintre lucrările respinse de... de profesorului de desen, a ales, a câștigat locul 3 la categoria lui de vârstă. Adică o lucrare care era în prealabil respinsă. Da, nu ne permite să, să facem noi selecții la, la lucrării profesorii și... Pentru că nu știi viziunea. Da, fiecare are o anumită viziune. Poate mie nu-mi place un tablou, dar îi place. Exact, da. Ca, uite, înainte de emisiune spuneai la un moment dat că în juriu sunt oameni care au anumite stiluri de... Da, sunt artiști care au anumit stil. De abordare a picturii. Tocmai diferența stililor la artiști face să alegerea să fie diferită. Bine, nu poți să fii obiectiv la un stil. Bine, uite, acum poate, mă uitam de exemplu și pe acest catalog care l-ai adus tu, acest album. Da, da. Sunt niște picturi aici, care îmi sar așa la prima vedere, care nu zici că sunt făcute de copii. Adică în sensul se văd că au talent. Sunt foarte mulți talentați. Foarte, foarte mulți talentați. Deci se vede lucrul ăsta. Dacă ajungi... Anul ăsta o să ajung, mi-a și notat în telefon. O să vezi că sunt lucrări care... Și până atunci am înțeles că expunem și la muzeul la Târgu Jiu, la Muzeul Județean. În luna martie, până în festivalul de premiere, va fi și o expoziție la Muzeul Național Constantin Brâncuș. La, cu lucrări din cele înscrise. Nu o să fie toate, o să fie o parte din lucrări, pentru că e vorba de spațiu, de, de tot ce... condiții de expunere, de panotare. Și, bine, asta sperăm să vedem și mie cum este la Severin, că tot vorbeam de Palatul Culturii din Severin, undeva unde să le spui pe toate sau se face acest lucru? De obicei, la Severin e spațiu generos și îți pot permite o panotare cum vrei să, uite, să te joci. Apropo de această expoziție, deci un an sau doi ai spus la poliția din Motru. Doi ani. Da? Da, da. După ce n-ai mai putut să-i spui acolo, n-ai zis, mă las, nu mai mă țin. Ce te-a făcut să mergi mai departe? Și am înțeles că pe unde ai dus către casa de cultură din Motru. Zic, nu să înțelegi salonul de pictură dacă nu vii la premiere, să vezi bucuria copiilor. Da, aici ai dreptate. Deci, să-l vezi cum vine și tremură când își ia premiul. Deci, emoția lui te face să continui. Chiar vreau să văd astfel de manifestări, să spun și de ce. Prin proiectul cool.ro
intru în contact cu foarte mulți copii și tineri. Și în momentul în care văd, și aici îți dau prefete dreptate, și cred că aici avem o mică asemănare, adică o mare asemănare. În momentul în care copiii văd că îi susții și moral, sunt cei mai fericiți. E o fericire care nu pot să-ți o spun. N-am da, să... nu te înțeleg o simți perfect. Numai dacă ești acolo. E o chestie și de patriotism. Care e cel mai mic participant pe care l-ai avut? 3 ani. 3 ani? Deci, concursul este organizat pe 3 grupe de vârstă. 36 ani, ca da, nu poți să dai... Corect. Să jurizezi pe cel de 3 ani cu cel de 15. Am înțeles. 7, 10 și 11, 15 ani. Am înțeles. Și deci ai avut și de la 3 ani. Da, da. Chiar sunt curios dacă ai prin la vârstă să mă uit la 3 ani. Dar, Florin, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și discutăm după pauza publicitară. Bun. Ne vedem după publicitate. Da. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vino și califică-te în unul din cele 10 sedii ACCRC internațional din țară. Portofoliul nostru de cursuri este pregătit pentru tine. Avem o gamă largă de peste 150 de cursuri pregătite să te inițieze în noua ta carieră de succes. Fie că dorești să pornești o firmă sau vrei să înveți tainele bucătăriei sau contabilității, noi îți stăm la dispoziție. La final vei primi diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Relații la sediul din Târgu Jiu, județul Gorj, strada Traian, bloc 9, birou 4, parter, la numerele de telefon 0353 418580, 0761 909534 sau pe www.accrcinternational.com. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră, personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului, monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Ai probleme cu vederea? Oviral Optic păstrează sănătatea ochilor tăi și va aduce bucuria reducerilor de preț de până la 50% la toate produsele în limita stocului disponibil.
Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști. Ne găsiți în Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la numărul de telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Bună ziua, băieți! La revedere! Conectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu! Mediul înconjurător depinde și de tine. Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă gama variată de motoferăstraie Stihl, dar și ofertele speciale pentru toate motouneltele Stihl în complex Eurosport. Plus, gama completă de accesorii, consultanță tehnică, servis în garanție și post-garanție. Pentru mai multe detalii, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, Strada Victoriei bloc A, parter și complex Eurosport Calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Stihl, pregătit pentru orice provocare. Viena Medical. Viena Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extra corporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Viena Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter sau pentru programări la telefon 0721 259 999 și 0353 56 56 56. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Am revenit la a doua parte a emisiunii Cultura la obiect, în care vorbim despre arte mici și l-avem alături de noi pe Florin Preda Dochinoiu, cel care a pus bazele acestei expoziții concurs de la Motru. Este prima dată când află că la Motru să ținem astfel de expoziție, Florin, sincer. Și acum sunt surprins într-un mod plăcut că administrația publică din Motru, care am înțeles că anul ăsta susține acest... Deci chiar sunt surprins plăcut. Să văd într-un Motru un oraș mic, destul de micuț, nu? Așa să aibă o astfel de expoziție. Salonul de pictură anul ăsta este organizat pe două segmente. Prima fază, trimiterea online a lucrărilor. Deci am mers pe sistemul ăsta mai nou așa, pentru că înainte făceam fotografiile, trimiteau lucrările, făceam fotografiile, unii erau nemulțumiți că am făcut fotografii, n-au rezoluție, n-au au alte culori decât au lucrările și existau disensiuni. Și a doua chestiune a fost perioada de COVID, care a fost de pandemie, care n-aveam altă alternativă. Da, uite, după ce se expun aceste lucrări, le trimiteți înapoi către participanți sau le țineți acolo să... Lucrările rămân cam... Voi puteți să faceți un muzeu, în toată regula. M-am gândit că poate cineva vrea să facă muzeul copilăriei, undeva. Chiar o idee interesantă. Nu cred că am văzut undeva prin România muzeul copilăriei. Deci m-am gândit asta l-am văzut. Poate cineva vrea să facă. Nu exagerez, dar cred că am lucrări
aș umple un stadion. 100 la pe din de 14 că ani. M-am și gândit într-un an. Nu pot să schimb data salonului de pictură, dar ar fi bine undeva în vară când e cald să fie expuse pe stadion. Poate să vină la Târgu Jiu, faceți parteneriat cu Târgu Jiu și le puneți pe stadion. Nu se știe. Nu se știe niciodată. Ce vreau să te întreb, uite, văd aici, mi-a sărit în ochi, referințe. Poți să citesc? Da, 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 da. Pavel Șușară, 2014. Da, da. O mare plăcăciune a artelor mici, alături de promisiunea că le voi fi alături până se fac mari. Și încă multă vreme de aici încolo. Cât de mari vreți să vă faceți? Am zis măcar 15 ediții, măcar 15 ediții, dacă nu 18, să facem și majoratul. Deci, pe acest proiect îl vei duce, nu te vei lăsa de proiectul ăsta niciodată. Nu, nu. N-are, că e frumos. Mă simt copil. Mă întorc în copilărie. Că tot vorbeam de copii, să mă întorc. Deci ai lucrări care poți să umpli liniștit un stadion. Liniștit. Da? Da? S-a întâmplat, nu știu, în astea 14-10 ediții, să ai o pictură sau, nu știu, 10-20 de picturi care să-ți placă atât de mult și să le pui într-o expoziție cu pictori consacrați? Eu am avut lucrări de ale copiilor, am deschis expoziții cu lucrări de ale copiilor, eu și ei. Frumos. Pentru și unde le-ai avut? Inclusiv la Târgu Jiu am avut. La Teatrul Elvira Godanu, la Severin. Deci, unilor are rușine să... Să-i spună cu copii? Exact, sau ceva de genul ăsta. Scuze-mă că te întrerup. De ce să le fie rușine? Ei sunt artiști consacrați, sunt profesioniști, sunt... Păi nu. Dar lucrurile... Nu trebuie. De ce să fie rușine să-i spui cu un copil? Că până la urmă... Sunt chestii care nu vreau să intru în amănânt, poate ți o să ți le spun altă dată. Dar lucrurile copiilor au puritate, ce lucrurile mele ca adult n-au. Da. Eu consider că pot să învăț și acum de la copii. Păi știi că se spune și eu și o vorbă, acum facem o mică paranteză. Copiii tot îi spun adevărul. Da. Și unii o spun prin pictură. Corect? Corect. Deci ai avut astfel de... Bine, nu trebuie să-mi dai nume sau de astea. Ai avut la un moment dat, nu știu, pe cineva X, nu contează cine, nu mă interesează nume, să spui, uite, vreau să aduc un copil lângă expoziția asta. Și să spună nu? Da. Rușine, dacă s-a întâmplat așa ceva. Așa, mi-am spus eu atunci. Păi nu știu cine este și mă interesează. Rușine, direct. Încercat orice colaborare cu ei, am încercat colaborările. Păi nu, cu ei. Asta da, corect. Nu poți, pentru că copilăria este un lucru sfânt, e ceva aparte, e îngeresc. Uite, acum vreau să te întreb altceva. De exemplu, acest proiect, Arte Mici, este strict, s-a dezvoltat în Motru, da? Da, da. Dar l-ai dus și către Târgu Jiu și către Severin. Unde a fost mai bine primit? Sau unde au spus oamenii din prima, da, hai să facem? La început, la Severin. Am înțeles. Da. La început. Pot să spun și acum și la Târgu Jiu. Da, dar la început la Severin. Da, parteneriatul cu Muzeul Constantin Brâncuș a Denis. Fost unul rodnic și au pus în valoare lucrările copiilor. Bine, acum nu că o dăm pe Denisa, dar Denisa chiar a fost deschisă și este deschisă la orice fel de proiect prin care se promovează lucruri de calitate. Și în momentul în care te primești acolo, chiar ai lucruri de calitate prin acest proiect. Lucrurile copiilor transmit multă sensibilitate, ce o să vezi. Deci chiar abia aștept să vin și o să văd. Deci o să vezi lucrări care fantezia lor, felul cum să-ți dau un exemplu. Ui. Într-un an eu am văzut lucrarea și când am postat-o cumva invers. Uite, așa. Așa, am postat lucrarea. De nu mi-a trimis copilul la 10.000 de mesaje, dar nu înțelegeam că lucrarea lui e așa. Bă, zic, nu e așa, e așa o văd eu, că stă bine. A câștigat marele premiu cu ea, loc să fie așa, a fost așa. Am înțeles. Nu înțelegi? Da, tu ai pus așa fără să-ți dai seama. Mi-a plăcut mie. Uite că deci în 14 ani, cred că ai văzut lucrări la mii și mii de copii. Pe toate îmi trec prin mâine. Bun. Câți copii în medie vin la premiere? Și vreau să ajung într-un anumit loc cu întrebarea. Vin care sunt mai aproape. O medie așa. Să zic că nu 100, dar 50 vin. Deci... 50 ori 14 ediții, ne ducem undeva la 700 de copii care ai văzut față în față. Care a fost cel mai emoționat mesaj sau copil ce ți-a spus ție în urma participării aici? Dacă un mesaj care ți-a rămas tipărit în minte. Sunt scumpe ei mici de la vârsta de 3 la 6 ani pentru că au puritatea și inocența caracteristică vârstei. Unii sunt sinceri. M-a ajutat tati. M-a ajutat. Adică dă din casă. Da. Am înțeles, dă din casă. Da. Nu ai, așa să zic, un mesaj care... Sau, de exemplu, uite, ai zis că ai avut copii
care le-ai schimbat destinul prin acest proiect. Da. Dar ai avut și copii a căror situație, nu știu, financiară sau te-au impresionat într-un anumit fel și ai încercat să-i ajuți. Cineva m-a întrebat la un moment dat, dar de ce nu dai premii în bani? Și am zis nu, că bani... Păi stai așa că și eu te-am întrebat lucrul ăsta. Chiar eu te-am întrebat înainte de emisiune. Și știi, premiile în bani, părinții poate sunt tentați, poate au o situație materială... care nu este foarte bună. Și părinții sunt tentați să le ia banii. Da, din păcate așa. Nu să cumpere corect materiale pentru pictură, desen, o carte, ceva... Așa măcar rămân... Cu ceva ca să poată să folosească. Și o să vezi că după premiere toți au niște ambiții din ăștia dumnezeiești să devină mari pictori și pictează când ajung acasă, îmi trimit șevalet, îmi trimit fotografii că... Și după două zile... Da, îți spun, inclusiv băiatul meu... Câți ani are băiatul? Băiatul e mare. Am înțeles. Da, acum s-a văzut pe de 30 de ani. Mulți înainte. Așa, mulți înainte. Mulțumesc la fel. A avut o chestiune, picta pe la 10 ani, deci nu l-am ajutat, nu, când nu eram acasă. Probabil era inhibat la mine când eram eu acasă. Dar singur lucra foarte mult. E, știi cât a lucrat? Până a făcut pentru o expoziție. Și atunci, la vremea respectivă, i-am deschis la Biblioteca Cristian Tău din Târgu Jiu, expoziție la 10 ani. A apărut pe... prima pagină a ziarului, am zis, bă, tu apar pe prima pagină, eu cu atât n-am apărut decât pe unde fac așa cum fragment în, la cultură pe unde era destinat expozițiilor. Și după expoziție n-am mai pitat, n-am mai pus mâna pe creion, pe pensulă. Pe... Uite că mi-ai ridicat mingea la filo cu întrebarea. Așa. A avut o chestiune când s-a apucat iar să lucreze, cred că prin clasa 11-a de liceu. Probabil era îndrăgostit atunci. Trebuia să facă portrete, să facă la fete. Acum pictează iar și aia mă bucură. Acum nu e îndrăgostit. Acum este aproape însurat. Am înțeles. Nu, da. Să facem și glume. Că tot vorbeam de copii. Și uite că ziceai tu de profesori. Una dintre fetele mele chiar a fost la un moment dat la pictură. Nu s-a mai dus. Fiind puțin dezamăgită și de modul de predare. Cât de mult contează pentru un copil ca cel care îi predă sau care îl ajută pe acest drum să chiar să știe să lucreze cu el? În primul rând trebuie copilul să fie compatibil cu... Cu profesorul. Da, cu profesorul care îi predă desenul. Și probabil și metodica predării. Că unii trec copii la creion, la desen din prima. Copilul trebuie să-l lasă și pictura este o joacă, este... sensibilitate, știi că pensul la mângâiere transmite sensibilitate că se realizează prin mângâiere pictura. Dar în primul rând trebuie să fie compatibil copilul cu... Chiar dacă el e un bun pedagog, dacă nu e compatibil cu copilul, nu o să facă învață. Și că tot vorbeam de pictură și iar la fel, că ți-au trecut prin mână mii și mii de tablouri. Da, de lucrări. Ai așa vreun tablou, două, care ți-au rămas în minte și să le ai așa mai la suflet? Sunt cele din primele ediții. Acolo ai un album, da? Prima ediție, Marele Cei Premiu. Care le urmăresc acum o să vadă în timpul discuțiilor noastre anumite imagini de la Arte Mici. Deci pe Facebook trebuie să... Arte Mici. Artemici.ro. Deci artemici.ro. Da. Uite, lucrarea asta la Marele Premiu, da? La prima ediție. Am înțeles. El e copilul care este student ultimul an la arhitectură în Timișoara. Cei care le urmăresc acum o să vadă pe fundal această imagine. Manolescu Flavius Iulian. Și este de la prima ediție. La prima ediție. Da, uite, am văzut, apropo de Arte Mici, că voi pe lângă, adică tu, pe lângă, e singur proiectul ăsta sau sunteți mai mulți? Lumea crede că e în spatele la Arte Mici. E... Păi de asta, ca să spun de ce. Că de asta, dacă e singur, sunteți mai mulți. Pentru că ai acest album foarte frumos. Pagina de Facebook. Care, na, trebuie să te ocupi de ea, nu poți să o lași de izbeliște. Și am văzut că ai și un site, da. artemici.ro. Deci puteți intra să vedeți și site unde am văzut că aveți și materiale, editoriale, aveți mai multe pe acel site. De site mă ocup eu și băiatul meu. Acum se mai ocupă și altcineva să mă ajute în perioada de înscriere, pentru că trebuie expuse lucrările copiilor pe site. Încă o dată, scuze-mă, deci cei care vor să vină în acest concurs, până pe 28 februarie trebuie să trimită lucrările. Unde trebuie să le trimită? Online pe artemici.ro, da. artemici.ro
și pentru țară artemici21@gmail.com. Am înțeles. Da? În a doua fază trebuie să trimite lucrările fizice. Fizice. Am înțeles. Sunt niște condiții. Lucrările, una trebuie să fie, dacă nu e făcută pe pânză, realizată pe pânză. Chiar ce condiții trebuie să fie? Uite, foarte bine. Dacă nu e realizată pe pânză, trebuie să fie înrămată, dacă e pe hârtie, ca suport de hârtie, da, să fie înrămată, pentru că e vorba de spațiu de expunere. Că nu poți să expui o simplă hârtie. Corect. Trebuie să pui în valoare. Să... Sunt anumite condiții, nu știu, să picteze anotimp, peisaje, nu știu, portrete. Orice tehnică. Deci nu contează. Doar să fie... Și subiect ales de ei, subiect la alegere. Am înțeles. Nu le pui și... nu le puneți condiții sau... Nu. Și după, deci până pe 28 februarie trebuie să se înscrie. Să trimite și lucrările. Pe urmă, care e următoarea etapă? În aceeași perioadă să trimite și lucrările. Da. Membrii juriului o să stabilească câștigătorii până pe 10 martie. Da. O să fie elaborat albumul, PDF-ul la album. Și cine lucrează la album? Cu cine colaborează? Gabi Paulici, la Casa de Cultură la Motru. Am înțeles. Să știe lumea cine lucrează. Da, da, da. Acesta este albumul, ca să-l vadă cei care ne urmăresc acum. Albumul va cuprinde lucrările premiate la Salonul de Pictură Arte Mici. Nu toate lucrările înscrise în concurs, că nu, da, se poate. Nu, corect. Da, numai premianți. Premianți. Am înțeles și deci pe urmă se vine înscrierea, se dau la juriu către analiză, se anunță câștigătorii. Lista câștigătorilor. Da. Iar apropo, când sunați un copil și spuneți că a câștigat, cum reacționează? O să vezi plânsete și la festivalul de premiere, pentru că îți dai seama, unul ia premiul întâi, unul ia premiul special, altul ia altceva, diferă premiile. Corect. Deci... E o tragedie. De ce? Am înțeles. Dar altfel poate și motivează să fie... Exact, da. Păi, tu și cine anunță câștigătorii? Tu sau sunteți, vă împărțiți? Nu, mă refer... Câștigătorii o să fie postați pe artemici.ro. Nu, mă gândeam că e sunat înainte, vezi, că ați câștigat premiul... Care sunt din străinătate, le trimit pe mail. Am înțeles. Ca să aibă acces la informație. Și pe urmă, după ce așa s-a anunțat, și vine festivitatea de premieră. Și la festivitatea de premieră vin membrii jurului. O parte din ei care au posibilitatea care să vină. Da. Copiii invitați, care pot să vină. Și invitați. De obicei, pe cine invitați la premiere? Sunt oficialitățile politice, că politicul se bagă peste tot, așa. Din păcate așa este. Artiști plastici. Da. Oamenii de cultură vin. Vin, da. Oameni de cultură. Au început să vină, că la început nu susțineau, poate... Au venit oameni de cultură apropiați mie, nu-ți imagina că... Păi nu, de asta întreb, că... Bine, bănuiesc că la început, când le-ai spus anumitor oameni de cultură că vreți să faci acest proiect, cred că nu. Singurul care, să spun, de aici, la Târgu Jiu, care a fost apropiat de ideea proiectului, a fost Viorel Gârbaciu. Dumnealui a fost apropiat de toate proiectele culturale și a dezvoltat foarte multe proiecte culturale. Și a venit câțiva ani la rând la festivitatea de premiere. Deci a venit acolo. Da. Și restul cam pauză. Au mai venit, dar alături de ani de zile este poetul Nicolae Dragoș. Am înțeles. Care este alături de proiect. Păi nu, ăsta e și un proiect la care trebuie să fie alături. N-ai cum să nu fie alături de acest proiect. Pentru că, repet, este un proiect foarte frumos, un proiect care promovează copii, talente și, cel puțin pentru Motru, este un ambasador. Că dacă stau bine să mă gândesc, nu cred că mai este vreun proiect care să ducă Motru peste graniță. Deocamdată nu. Deci este un proiect foarte interesant. Și munca cu copii iar e frumoasă. Deci chiar abia aștept să vin să văd cum premiați copii. Te așteptăm la Motru. Poate facem și o emisiune acolo, că așa am stabilit. Da, normal. Chiar ne-am bucurat. Și exact cum ne spunea și prima parte a emisiunii, anul ăsta din Australia, aștepta și de acolo să vină în continuare. Aștept. Până acum s-au înscris din Republica Moldova, am văzut, încă nu l-am postat, sunt pe mail, din Serbia și din Spania. Din Serbia? Da. Și Spania? Da. Interesant. Deci practic sunt, bine, pe de altă parte, uite, stai să te gândești acum, câți copii valoroși are România sau copii frumoși care sunt peste graniță? Sunt. Când sunt. Ar putea să fie aici. Sunt, da. Dacă tot vorbeam de partea politică. Sunt. Dar, apropo de copii, trebuie să fie doar români? Asta este, sau poate să fie, nu știu, de exemplu, un copil spaniol care vede și el și trimite și el. Deci nu faceți diferență. Originea să fie de românească. Părintele, unul din părinți, bunicii trebuie să fie români. Deci asta este principala condiție. Da. Deci nu este un concurs al copiilor de pretutindeni. Dar chiar n-ai putea să faci un concurs de genul ăsta, să vezi ce are ieși. Sau cred că ar fi ceva. Nu-mi permit eu să-l fac. Am înțeles. Nu-mi permit să-l fac.
e multă muncă. Crede că în spate e multă muncă. Să stai, să postezi, să... Când nu ai, a trimis lucrarea, nu i-ai postat-o, iar e tragedie. Corect. Că am trimis, nu ne apare lucrarea, nu-mi văd lucrarea pe site. Da, nu... pentru că contează foarte da, mult acest lucru. Și nu trebuie să... Uite, te întreb altceva. Să zicem că are sau nu are legătură cu subiectul emisiunii. Tu, efectiv, într-un fel ajuți copii. Și moral, pe de parte și financiar, cu lucruri mărunte. Da. Dar ce părere ai despre cei care urmăresc doar pentru like-uri? Și că sunt cei care apar lângă un copil când e pe podium, dar nu știe cum a ajuns pe podium. Aia poate e politică. Lumea politică. Da? Apar pentru like-uri. Uite, și că se întâmplă lucrul ăsta. Că iau cum a fost cu David Popovici. Până să fiu sincer, până acum jumătate nu știa nimeni de el. Păi cum a câștigat primele premii, toată lumea lângă el. Știi, toți încearcă să-și facă o imagine de buni oameni alături de munca altora. De asta vreau să te întreb, că tu practic aici exact ce spui și tu. E muncă aici și e foarte multă muncă în ceea ce faci. Dar ai timp de toate astea? Îți faci timp. Adică ai și proiectul ăsta, ai și pasiunea ta, că și tu pictezi. Și eu pictez, și da. Le mai ai și pe ale tale. Cum? Lunile astea sunt foarte încărcat cu programul. Da, de asta întreb, cum faci față cu toate? Pentru că săptămâna viitoare la Peștișani. Așa, hai să la o să fie o expoziție de pictură semnată Florin Preda Doichinoiu și o lansare de carte a poetului Nicolae Dragoș. Amândoi am realizat un album liric. De ce la Peștișani? Pentru că este un omagiu adus lui Constantin Brâncuș. Dacă este și albumul este se numește Vis cu pasărea Brâncuș. Frumos. Lucrările sunt lucrări de grafică și pictură care mi-aparțin, o să fie expuse acolo. Unde va fi expoziția? La Căminul Cultural din Brădiceni, da. Pentru că e un spațiu mai bun și pot să pun în evidență să, și lucrările și să vină publicul și un spațiu generos. Am înțeles, deci o să fie și lansarea de carte și expoziția ta. Concomitent. Cu care toate au legătură cu Brâncuș. Exact, e un album liric realizat de mine și pentru Nicolae Dragoș, dedicat lui Brâncuș. Avem grijă de Brâncuș sau nu avem grijă de Brâncuș? Că voi artiștii, prin ceea ce faceți, aveți grijă de el. Trebuie să avem grijă de Brâncuș. Vezi că el are zborul al lui, care sunt obsedat de zborul lui Brâncuș. Apropo de zborul lui Brâncuș, spuneam la un moment dat că dacă se întoarce Brâncuș și acum printre noi, cred că ar zbura cu tot coperea de Brâncuș. Nu. Cred că apropo de zborul lui Brâncuș, că ar zbura de tot. Vezi că zborul e ceva fascinant, are corporalitate, zborul. Uite, că tot vorbim puțin de Brâncuș, care într-un fel are legătură și cu artele și cu arte mici, că până la urmă și el, știu că acolo lângă, în atelierul din Franța, a ajutat foarte mult să se dezvolte. Cu siguranță. Ceea ce a făcut. A rămas dezamăgit să văd că în Timișoara anul ăsta se vor aduce cele mai importante opere ale lui Brâncuș, că este capitala culturală. Și la noi... Eu sunt bucuros că am postarea să le văd la Timișoara. Poate mergem împreună să le vedem. Bun, mai avem, îmi face colegul Edi, sper că mai avem vreo 2 minute din emisiune. Programul este săptămâna viitoare, avem lansare și lansare expoziție. Și expoziție la Peștișani. Ha? După această lansare și expoziție, avem la Târgu Jiu. Avem la Târgu Jiu expoziția cu lucrările copilului la, înscriși la Arte Mici. Da. Pe 24-25 la Motru, expoziția și festivalul de premiere. Și în mai, expoziție la Timișoara. Dacă tot Timișoara e capitala europeană culturală, nu trebuie să pierdem ocazia să-i spunem și lucrările de la Salonul de Pictură Arte Mici. Cum ați ajuns să-i spuneți la Timișoara? Acum, uite, am un parteneriat cu Muzeul de Artă din Timișoara, prin care le promovăm activitatea celor de acolo. Cum ați ajuns să-i spuneți la Timișoara? Acolo chiar nu îi spune oricine. Sunt iubitor de copii și de artă. Și spuneți exact în Muzeul de Artă acolo la galerie. Nu, la galerie lor din Timișoara? Da, la o galerie de artă în Timișoara. În Timișoara. Și au făcut timp, au avut o săptămână. E foarte greu să ajungi acolo în oraș. Este foarte greu. Mai ales cu o expoziție de prichindei. Da, de copii. Da. Bine, nu toți sunt prichindei, că unii mai au mărișuri, dacă le spun că sunt prichindei la 15 ani, încerc să-mi arate TikTok-uri și altele și mă lecuiesc. Nu, și pentru asta îi mulțumesc lui Costin Brăteanu, că el a fost intermediarul care m-a ajutat să ajungeți acolo. Să ajung la galeria AXA Art din Timișoara. Felicitări. Știu că ne-ai spus în prima parte, felicitări. Florin, îți mulțumesc că ai acceptat această invitație. Eu vă mulțumesc. Joia viitoare încercăm să fim lângă tine. Pe 25 martie venim să filmăm pe cei mici. După vă care să facem cu mare drag să simțiți emoția copilăriei. Și încă o dată, îmi cer scuze până acum, n-am știut foarte multe despre acest proiect, dar de acum încolo voi încerca să promovez cât mai bine. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc, Florin. Sănătate.
Mulțumim că ne-ați unit și în această seară. Vedeți, săptămâna viitoare avem expoziție, iar la finalul lunii martie chiar o să mergem să filmăm o emisiune cu cei mici, să vedem cum se bucură de această artă, arte mici, de premiile care vor obține acolo și să vedem emoția din ochii lor. Până data viitoare, aveți grijă de voi și noi ne vedem miercurea viitoare, începând cu la 19 pe Accent TV. La revedere!